fabuloasă această ediție. Unul dintre cei mai interesanți analiști politici, analist Defense România, HD Hartman, analist occidental, un om cu vastă cultură și în același timp extrem de informat, după cum constatați, pentru că văd că urmăriți în număr foarte mare și pe pagina de Facebook Metropola această ediție. Foarte multe lucruri pe care nu le veți auzi niciodată până al post de televiziune, sau nu le-ați auzit până acum. Poate că se va lansa un curent în acest sens. Ajunsesem la povestea cu blackout-ul pe care îl anunță, apropo de apocalipsa asta meteo și de ceea ce urmează, da, pe care îl anunță niște entități occidentale, niște oficiali occidentali. Nu, în Austria, dar și Spania au început. Și Spania. Și în Spania, același tip de informare. Dar în Austria mai virulent. E un scenariu pe hârtie. Și cine l-a prezentat în România? Pană de curent care ar putea să dureze săptămâni în șir. Două săptămâni. Și nu spune ce ar însemna asta. Ar fi o nenorocire, adică nu vreau să mă gândesc. Evul mediu, clar. Căderea în evul mediu. Deci, hai să fim foarte clar. Blackout-ul este un scenariu apocaliptic, este un eveniment critic, aflat pe masa de lucru și de analiză a oricărei puteri care se respectă. A oricărui stat care se respectă, a oricărei armate care se respectă, oricărei, să spunem, sistem medical care se respectă, sistem economic, trebuie să aibă în idee, în minte, un scenariu de viitor, nu neapărat real, dar un scenariu în pregătire pentru un blackout, care poate să aibă loc datorită unui meteorit, solar flares, astea, solare, valurile solare, erupțiile, furtuni geomagnetice, da, așa, unui atac terorist. Atenție, cu un EMP, cu un impuls electric, un atac terorist de tip nuclear. Atenție, deci blackout-ul este întotdeauna, din nefericire începe și cuvântul B, cu litera B, e pe primele poziții ale unui scenariu de viitor. Austria a făcut și face întotdeauna și adaptează, își aduce la zi aceste scenarii. În România a fost prezentat în linia directă a teoriilor conspiraționiste că uite ce va urma, pentru că acum la teoriile conspiraționiste există pentru analiști un pattern în România. Este tipar. Atenție, un tipar care este foarte ortodox, deci este folosită, e folosită esența gândirii românești, identitatea sa religioasă ca și identitatea sa națională. Este din nefericire orice tip de propagandă de acest tip, apocaliptic, de tip critic, aceasta este formula, să spunem, câștigătoare. La tot ceea ce s-a spus până acum trebuie să urmeze, bun, și acum ce urmează? Era întrebarea firească în logica aceasta apocalipsei. Da. Bun, și cum se va întâmpla? Dă-ne tehnologia. Și atunci a apărut această știre cu blackout-ul. Eu când am văzut-o, vă spun foarte cinstit, am râs puțin, am zis, bun, ce-i prostia asta? Și după aceea, când am început la câteva ore după aceea să verific reacțiile, mi s-a părut chiar ceva foarte interesant, au folosit un eveniment, de ce? În conștiința românească și în istoria recentă a României, lipsa de curent electric este foarte vie. Gaz și curent. Deci, ei au folosit exact, așa cum v-am spus, nativismul, nativul, elementul loco, da, în România. Una dintre spaimele poporului funcționale. Român. Da. Care sunt funcționale. Noi, da, am trăit, da, dumneavoastră și cu mine, toți am trăit. Nu? Părinții, copiii n-au trăit-o, dar părinții noștri și noi am trăit-o. Deci, lovitura a fost foarte bună. Însă, acest eveniment... Ce spune lovitura asta? Lovitura asta trebuie să... Exact asta era. Era necesarul teoriei conspiraționiste. Există o dinamică a teoriei conspiraționiste, da? Vaccinul care ne aduce chipuri. Uh-huh. Primul. Bun. A doua etapă a fost vaccinul care ne modifică ADN-ul. Da? Bun. Trei. A treia etapă a dinamicii a fost și vaccinați tot dăm boala. Sau luăm boala. Da, nimeni n-a negat-o. De altfel, nimeni n-a negat-o niciodată. Dar e bine, de ce? Ce am obținut în aceste trei etape? Unu, neîncrederea în vaccin, doi, neîncrederea în știință și trei, ce am mai obținut? Suntem vaccinați cu creștinism. Aici a fost necesarul. Deci astea trei au răspuns, suntem vaccinați cu creștinism. Buf, vaccinarea s-a dus în jos. Nu spun că era necesară sau nu. Eu vorbesc de mecanism. Ce s-a întâmplat? Am avut nevoie și de un alt nivel, o clipă, de un alt nivel de paranoia, de un alt nivel de pregătire a terenului. Ce se întâmplă cu vaccinul? Cei care se vaccinează mor în următorii 5 ani. Uh-huh. Da? Este una dintre
părțile superioare. Este da. Etajul superior. Al acestei teorii, da. Al acestei teorii. Este etajul superior. Aici, unul din punctele forte. E, nu. Aici ne ducem la cei educați. La cei care... Dar știți de ce? Pentru că sunt medici de da. Renume, da. Care au spus și la nivel internațional, chiar și în România. Mă gândesc la Virgil Păunescu, care e vicepreședinte Academiei de Științe Medicale. Da. Și care au spus că nu putem anticipa efectele pe termen mediu și lung ale... Fără discuție, pentru că orice campanie de vaccinare are nevoie de date pe ani. Deci ăsta este la început, sigur, peste 5 ani. Fiind o tehnologie nouă, nu putem ști. Sigur că da, nu putem ști. Dar nu este vina științei. Nu, dar nu ești vina științei. Da. Nimeni n-a explicat că fiind un vaccin ultra nou care se dă doar de un an de zile, n-ai cum, că n-ai adunat librăria de informații, n-ai adunat biblioteca de informații. Da. Bun. Și toate acestea au ajuns la un nivel bun și ce urmează? Că până la urmă, în vara anului viitor, probabil în toamna anului viitor, această pandemie și natural începe să-și piardă din forța sa de atracție pentru adepții teoriilor conspiraționiste și doi și natural începe să involueze în diverse variante, unele mai dure într-o parte a lumii. De exemplu, noi am avut anul trecut, dacă ne amintim, varianta braziliană. Toată lumea urla, vai, Brazilia, Argentina, toată America Latină, uite că n-a trecut oceanul. Da. Nu știu de ce n-a trecut oceanul, nu mă întrebați, că n-am răspunsul. Dar variantele locale își vor găsi încă substanță în teoriile conspiraționiste. Da? Și atunci ne trebuia următoarea întrebare. Bun, și acum ce urmează? Cum tehnologizează acest grup Frankenstein care dorește preluarea umanității și să sugă sângele poporului, vorba teoriei marxiste, cum va prelua umanitatea? Păi uite, blackout. E primul răspuns. Dăm un blackout de 2 săptămâni. Sigur? Asta pentru că secretarul general ONU, cu câteva luni în urmă, a cerut introducerea unei stări de urgență climatice. Da. Gelos probabil pe faptul că cei de la OMS obținuseră deja o altă stare de urgență. A zis să nu rămână și aici, fără să nu rămână nici Națiunile Unite. Adică, cum, păi stai coane fănică, pe mine mă lași. Exact, pe mine mă lași pe deoparte. Nu, lăsând gluma la o parte. Folosind în astfel de momente cuvinte ca stare de urgență, cuvinte dramatice. Într-un popor care are nevoie să-i spui, da, știu, mor de vaccin, nu e vina ta că nu te-ai vaccinat, mor de virus, nu e vina ta că nu te-ai vaccinat, îmi pare rău, dar știi ce? Vaccinează-te. În loc să-i spui într-un mod în care să o înțeleagă, poporul ăsta a fost ocupat de naziști, poporul ăsta a pierdut 3/4 din teritoriu la trădarea de la Buftea, prin pacea de la Buftea. Nu? Poporul ăsta a fost ocupat de otomani. Poporul ăsta a cunoscut Uniunea Sovietică și obsedantul și de cel mai crun regim comunist după cel din din Rusia Sovietică. Da. Și totuși s-au găsit oameni să-i spună acestui popor cum să jelească drama identitară și drama națională. Noi trăim o dramă astăzi. 500 de morți pe zi este o dramă. Este o dramă națională. Și totuși noi am avut un Eminescu, noi am avut un Arghezi, noi am avut un Bacovia, noi am avut... care să ne învețe cum să ne plângem istoria. Toate națiunile și-au plâns istoria. Mie nu-mi plac când analiștii spun, vai, poporul român e prăpăstios. Nu este adevărat, și Franța e prăpăstioasă. Luați-l pe Baudelaire. Plângi la al treilea vers la Baudelaire. Da? Eu niciodată n-am putut să-mi fac o prietenă dacă îi citeam Baudelaire. Scurt, e ceva cumplit. Luați Viena, da? luați Schiller. Și totuși există în fiecare dintre națiunile lumii, în fiecare cultură, în fiecare vers și cânt, există și acel cuvânt care să mângâie. Din nefericire, de 2 ani de zile noi n-auzim decât vaccinează-te, dacă nu te vaccinezi, mori. Și acum, uite, o greșeală de presă fenomenală, cum se spune, din aia 500, 400 au fost nevaccinați, 100 vaccinați, de parcă nevaccinații au o vină că mor. Nimeni nu are o vină. Aici este o greșeală fundamentală de definiție. Nimeni nu este de vină când moare. Este de vină doar în viață. În momentul când a murit, s-a închis acea definiție. Aici este drama poporului român. Că nu avem lideri, nu știu cum s-a întâmplat. Empatici. Avem un SAS. Empatici. Nu, atenție, avem un SAS. Da. Avem un țepar la băncile americane, prim-ministru. Că a dat țapă de $7,000, acum e documentul, n-am ce să-i fac. Așa. Mă rog. Da. Nu știu dacă cuvântul e cel mai bun. Da. Așa, dar poate că... Trebuie să reformulăm, dar nu știm ce s-a reformulat. Nu a returnat un împrumut. Avem un om care nu și-a plătit datoria. Da. Așa. Săracul Arafat, care până a învățat limba română la facultatea de medicină din Cluj, a trebuit să învețe medicină întâi.
da. Până să învețe limba română. Greu să fie empatic cu o jumătate de limba română. Așa. Deci avem, nu știu cum, aceste condiții de care spuneam. Uite, le vezi, astea nu sunt condiții artificiale. Bun, dar ne ajută și ăștia de la Bruxelles sau de la afară. Ne ajută enorm, birocrația de acolo, europeană. Și Națiunile Unite și toată lumea ne ajută de nebunește. Uitând că noi avem în limbajul nostru, în filozofia noastră, în ADN-ul nostru cultural, ca orice națiune, că e rusă, că e română, că e franceză, că e germană, avem codul necesar de a spune, băi, fraților, e grav. Este o gravă criză medicală. Da. Dar asta nu înseamnă că e vina dumitale și că vine cineva. Noi am pierdut lupta pentru sufletul românesc. O țară care pierde această luptă este într-o criză identitară cumplită. În această criză medicală noi trebuia să câștigăm lupta nu pentru vaccin, ci pentru sufletul nostru. Acolo este identitatea. Trebuia să ne regăsim cumva. În durerea imensă. Iertați-mă, eu astă seară față să fiu mai dur decât obișnuit. Oameni buni, își lasă decedați în spital că nu au bani să-i înmormânteze. Ce dramă mai cumplită în psihicul unei națiuni, în identitatea sa ADN-ică, culturală și religioasă, să nu poți să îndeplinești ritualul de despărțire, care este format din prima zi, a treia zi, a șaptea zi, la ortodoxi. Atenție, 9 zile, 40 de zile. Deci este un cod ADN-ic, care să știți că nu e inventat, nu e artificial. Nu a venit un popă să le spună, așa mi-a zis mie Dumnezeu, nu. Este instinctul colectiv care a spus că așa se întâmplă. Imaginați-vă fractura ADN-ică culturală în momentul în care eu nu pot să mă duc să-mi iau decedatul drag, pentru că n-am bani. Bun, și acestui popor vii și îi dai știri exact, cu blackout-ul din Austria. Cu blackout-ul din Austria. De, eu asta nu înțeleg cine face chestiile astea și la ce ne ajută. De ce nu venim cu soluții? Ok, noi în România eram obișnuiți să ni se furnizeze în fiecare an simulare de exerciții. De cutremur, mai ții minte de cutremur. Îți spuneau să ne luăm conserve, apă plată. Și dacă, Doamne ferește, supraviețuiește, să bați nu știu cum, să nu scadă... Ok, acum la blackout e ceva de genul ăsta, dar peste cumva, pentru că pică și banii, trebuie să-ți faci pică tot, de bani să ai mâncare, cash, mâncare, copii, comunicații, tot, aprovizionare. Tot. Tratament, tot, îți pică tot. Este, la toate astea contribuie și declarația unui Boris Johnson sau... Da, ăla este, ăla are o problemă. Cine a văzut filmul celebru cu el, actor secundar, nu despre cum au manipulat Brexitul, acolo rolul lui, Boris Johnson, cum este prezentat în film, este... E un agent al fatalismului. Este excepțional tipul. Este, deci, așa e profilul lui. El apucă. Da, el cu o zi înainte era cu COVID, stătea la el în Downing Street și după l-au dus direct în ATI, nici nu știu dacă supraviețuiește sau nu. Nu te joci. Când ești prim-ministru, nu te poți juca cu așa ceva, că e destinul țării tale. Nu că e un propăstuios, e un om, nu știu... Nu, este un megaloman care se aruncă... Răspânditor de crize, da, lui îi place, nu? S-a dus pe lângă Ucraina, pe lângă Crimea, cu un vas militar, au tras rușii în el. Stai, mă, ce faci? Bagi umanitatea în război mondial? Ce faci? Adică jocurile astea care se duc până la extremă, că la un moment dat, da, ai voie să te joci. Exact cum ești cu blackout-ul. Dom'le, eu am voie pe hârtie să scriu, dar la mine acasă. Nu ți-l dau dumitale și nu-l dau în presă nicăieri. Vine acum Spania și zice, păi noi o să avem o problemă că nu avem, de exemplu, seu de lumânări. Când au zis spaniolii 57% care merg la biserică, cum nu o să mai avem nici lumânări de biserică? Uite, acolo se duce. Aici e reacția. De ce răspunde știrile astea acum? Ok, avem niște crize succesive. Parcă se dorește, anestezierea oricărei reacții publice. Ca și cum se dorește să fim extrem de vulnerabili, să nu mai putem reacționa la nimic. Hai, să nu mai putem găsi soluții, exemplu. Să nu mai putem gândi, să nu ne mai putem concentra, să nu ne mai putem solidariza. Eu am senzația că în aceste organisme internaționale sunt mulți incompetenți. Este o birocrație ilegală și ilegitimă. În primul rând, cine a ales? Este ilegitimă pentru că nu mă reprezintă pe dumneata, pe mine, pe milioane de români. Este o birocrație care încearcă să-și exprime un mod de autoritate. Uitați-vă la cazul Poloniei, nu dau decât exemplu Poloniei cu celebra decizia Curții Constituționale, care a spus că Constituția, că în raport cu așa zisa Constituție Europeană, care nu există, nu a fost votată de nimeni, a fost rejectată, de exemplu, de Franța, de două ori. În raport cu așa zisa Constituție Europeană, care o tot bagă pe gât Uniunea Europeană, Constituția poloneză are drept de întâietate, este prima care decide. Și bineînțeles că au sărit toți birocrații de la
la Bruxelles, vai, și le dă, cum au zis, 1.000.000 de euro amendă pe zi dacă nu aplică nu știu ce decizii. Zic, bineînțeles că... În acest context stau și vă întreb. Da. 70% din români, de exemplu, își doresc un partid naționalist și aproape 70% dintre ei consideră că România trebuie să aibă mai mult cohon, mai mult atitudine în raport cu Uniunea Europeană. 600.000 de bucureșteni stau fără apă caldă și... Nu mai zic. Iertați-mă, n-a ieșit unul pe stradă să urle în fața primăriei generale, iertați-mă, Timișoara, da. Sunt cât 150.000, sunt 60.000 de familii, asta înseamnă 150.000 de oameni. Eu nu sunt un adept al desprinderii de UE, dar stau totuși... Nu, asta nu intrăm în discuție. Da. Nu, dar stau și la ce ne folosește în acest moment acest tip de relație cu Uniunea Europeană. În afară de faptul că putem călători din când în când, cei care pot călători, cei care mai mare pot, parte a populației nu prea își permite luxul ăsta. În rest, ni se impun niște chestii, cum sunt astea, cu cărbunele, cu energia verde, pentru care nu suntem pregătiți, cu lemnele, lemnele de foc, cu tot ce ni se impune în acest moment. De ce nu ne îndreptăm un pic și spre Rusia și spre China? De ce nu facem ce fac ungurii? De ce românii putem conta, de exemplu, pe sprijinul american pe termen lung, adică în condiții care americanii, de exemplu, își abandonează interesele în această zonă, dacă au interese sau le consideră, nu le mai consideră atât de interesante. Nu, este un pivot, nu este o abandonare, este un pivot. Ei au piciorul în zonă. Am folosit un termen nefericit. Și în acest moment ei pivotează ca o balerină, să ne imaginăm balerină. Își reconfigurează interesele. Ei reconfigurează interesele, România nu-i pregătită pentru reconfigurare. De ce nu începem spre Rusia și spre China? De ce nu ne hai să o luăm, că ați spus atât de multe întrebări. Multe, da. Bun, Partidul Naționalist, mi-e frică. Partidul Naționalist am avut în 1941. Da, și n-a ieșit foarte bine. Nu, și n-am avut dezastru. Da. Apoi am avut anii 80, naționalismul... Era un partid naționalist? Nu, naționalist extremist. Pur. Nu. Naționalist pur, da. Și el devine extremist după moartea lui Zelea Codreanu, preluarea lui de către Horia Sima, care politizează sentimentul religios și îl transformă... Și au împușcat niște primeniști și politici. Nu mai atât. Nu atât de mulți, dar... Nu atât de mulți, nu numai atât, dar nu. Extrema, ca să fim clar. Că e comunistă, că și comuniștii împușcau, apropo. Da, Ana Paucăr la Craiova este condamnată pentru terorism de stat. Da. La nici 32 de ani, da? La celebrul tribunal din Craiova și la celebrul proces de la Craiova, cu încă 16 comuniști. Deci și ei erau teroriști, nu numai legionarii. Aici extremele se unesc întotdeauna. Nu, dar ce vreau să vă spun? Mi-e frică și am să vă spun de ce. Criza economică e atât de brutală și în special criza financiară este atât de brutală și probabil că se va transforma într-o criză de credite. Că asta este. Băncile își vor ține banii acasă. Adică nu vor mai fi la fel de mulți proprietari. Exact. Vor fi români care își vor pierde... Casele, da, din nefericire. Da? Și eu atrag foarte mare, cu mare atenție, plătiți-vă cât încercați disperat să vă plătiți de facturile acestea imense care vor veni. Pentru că dacă acest domn Câțu vă propune soluția să vă amânați facturile, va fi crimă economică. Vă aruncă în groapă. Deci eu o spun foarte clar. Eu le-am văzut în Occident. Au încercat soluții de astea și a fost un dezastru pentru proprietarul mic. Proprietarul de casa lui, de pământul lui mic, de sub un hectar sau de apartamentul în care îi locuiește familia. Dar mă întorc. Un partid naționalist, dacă admite că România nu este construită numai de românii vașnici, dacogeți, poate să meargă. Dar spuneți-mi și mie, un naționalist de tip legionar poate să admită că jumătate din sistemul medical românesc este făcut de evrei și de francezi? Un naționalist dacoget, da? Care crede că în marile cetăți dace, cu tot respectul, da? Sarmisegetuza sau mai știu ce, prin Orăștie, sunt tuneluri care ne duc în Șambala și mai știu ce, un acest naționalist poate să admită că trei dintre principalii oameni de știință români, ai României, cele interbelice cu care ne lăudăm noi, n-au fost români? Da, un bar. Fizician, nemț, ceh. Tot felul de... 1848 a fost... 1821 a fost eteria greacă. 1848 a fost toți studenții de la Paris, Berlin sau... Da? Putem admite că națiunea română, în esența ei, este românească pentru că a admis și a recunoscut existența acestor influențe fundamentale, că prin aceste influențe s-au filtrat cele mai bune elemente majoritar, în majoritate, și unele și cele negative. Nu, avem noi un naționalist pragmatic. Nu,
avem naționalism economic. Stați o clipă că franțuzul Macron s-a întâlnit cu Biden și Biden nu știa ce să facă la Roma. Dar un singur exemplu, ne mutăm și acolo. Dar, pentru că Biden, cu înțelegerea cu Australia, practic a anulat un contract de 37 de miliarde, miliarde de euro. Și Franța să facă colaps, să facă infart Macron pe acolo. Deci avem așa ceva? Avem așa ceva când eu primesc, da? Primesc semnul de stare de urgență climatică și la mine nu știu ce companie de pe nu știu unde îmi taie pădurile seculare în care a mers Ștefan cel Mare? Dacă jetul acela din Orăștie ar trebui să știe mai bine decât mine Hartmann, a cărei limbă română este a treia în ordine de la naștere. Ar trebui să știe mai bine că în acei codri a mers Ștefan cel Mare. În acei codri s-a născut identitatea Mioriței. Ăla este naționalismul. Da. Aia este cu adevărat apărarea intereselor naționale ale României. Altfel, a fi împotriva Uniunii Europene nu ne ajută cu nimic. Măi, mă uit la unguri și închei cu asta, că nu vreau să ne ducem în zona asta. Chiar nu vreau să discutăm astăzi. Nu, sigur, dar am vrut să dau un exemplu vreau fundamental. Vreau să zic cum se pregătesc ungurii pentru viitor, în afară de partea cu gazele. De exemplu, știind că va fi o problemă cu toate aceste cerințe economice pe care le are Uniunea Europeană și le au aceste organisme birocratice, știind că se vor impune aceste energie verde și așa mai departe, s-au apucat să producă automobile electrice ungurii. Noi stăm departe. Deci asta înseamnă să ai o conducere naționalistă pragmatică. V-ați uitat la prețuri? Nu mai zic. Da. Bun. Hai să facem o chestie, pentru că nu mai avem mult timp. Și o să reluăm o parte din teme pe care nu le-am abordat astăzi. Conform unor, să zicem, rapoarte ale serviciilor secrete, care au fost preluate și prin presa americană, există o perspectivă conform căreia SUA ar putea pierde supremația în fața Chinei până în 2035. Este celebrul raport al Organizației Mondiale. Da. Și aceste surse se bazează și pe faptul că Statele Unite în acest moment par în pragul revoluției. Par cumva, nu știu de ce natură ar putea fi această revoluție, par în pragul revoluției. Aș vrea să urmărim foarte pe scurt un fragment dintr-un discurs recent al președintelui rus, Vladimir Putin, care vorbește despre aceste tendințe care cumva au fost exportate dinspre Statele Unite și în Europa și care fac în acest moment, au creat tot felul de teorii conspiraționiste ca și replică. Da. Hai să vedem ce spune Putin despre ce se întâmplă în acest moment dinspre Statele Unite, spre Occident și spre noi. Удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Конечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различия полов, это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Да, cancel culture. Cancel culture. Se referă la președintele Putin, dar trebuia să nu-l alegem pe președintele Putin, trebuia să alegem orice academician american. Da. Sau un mare scriitor american, sau un mare actor. Casca, vă rog, casca. Care au efectiv... Casca, vă rog, închideți casca. Da, vă rog, domnul. Da, care au efectiv aceeași analiză. Este ca a președintelui Putin. Este 70% din americani, potrivit unui studiu pe care l-am citit recent, ar dori un guvern etatist, așa, de tip socialist, care să protejeze mai bine cetățenii care se simt discriminați. Dar știți de ce doresc? De fapt, ce doresc ei? Nu să-i protejeze pe ei împotriva bogaților. Să le protejeze identitatea. S-a ajuns în acest moment la un mecanism... Nu, vor un guvern socialist. Da, da. Ei încă nu înțeleg ce e socialism. Deci eu am fost acolo și ei chiar visează la teoriile cu medicina de stat, cu totul neprivat, cu... Bun, acolo este și o confuzie. Dar nu. Sunt Statele Unite în pragul Revoluției, mai avem câteva minute. Ele sunt de 15 ani în pragul Revoluției. Noi avem acolo, în primul rând, și acolo sunt crize suprapuse. Criza rasială, da. Criza economică fundamentală. Când termini medicina și plătești din
din întreaga durată a profesiei tale, da? Plătești 40 de ani, timp de 40 de ani datoriile pentru a termina medicina, asta nu mai e progres și nu mai e egalitate, nu mai e nimic. Deci ai o criză economică fundamentală. Ai după aceea o criză a încrederii în visul american. Visul american s-a prăbușit. Eu nu spun că a murit. După aceea ai celebrele tendințe care sunt intrinseci, ADN-ice americane. America for all, visul american este americanul, orice emigrant vine în SUA, muncește și câștigă și își face viața. Împotriva celelalte tendințe intrinseci ADN-ice, America for Americans. America pentru americani. America pentru americani. Deci aici este un conflict natural. Iarăși o condiție naturală. N-a venit, nu știu ce, cabală internațională. Credeți să le bage. Deci ei sunt de mult. Decăderea Statelor Unite în raport cu alte entități în următorii ani? Cred în decăderea actualului sistem care a creat de la 1800 actuala democrație. Democrația este bazată pe petrol. Dispariția petrolului. Intrăm într-o zonă de autoritate, de autoritarism? Da, fără discuție. Orice tranziție spre o nouă, orice resetare care produce, este cunoscut. Atenție. Dau un singur exemplu, că vorbeam de Napoleon Bonaparte, de Villa Bonaparte. Franței după 1789, după Revoluția franceză, a trebuit un secol, trei împărați, pardon, da, doi împărați, trei regi, șapte consuli și două republici să ajungă la Poincaré. Pare rău? Un secol i-a trebuit. V-aș propune să continuăm un al doilea episod pe zona asta totalitarismului. Nicio problemă. Orice resetare va duce spre o zonă de tranziție autoritaristă. Deci ne ducem spre totalitarism. Dezvoltăm tema asta în al doilea episod. Da? Cum sunt? Ce am scris? De pericol extraterestru. Ah! Rămăsese că vorbim despre pericol extraterestru. Dar o facem data viitoare. Eveniment critic. Că aveți niște eveniment teorii interesante. Critic. Apropo și de exopolitică și așa. Da, da, exopolitica, no? Da, da. Și facem asta cu totalitarismul. Ați spus că viața noastră va fi mult mai restricționată fizic și mult mai profund virtuală decât a fost. Metavers. Metaul, da, Facebook transformat despre în meta. Despre asta vreau să vorbim în ediția viitoare. Cel mai mare pericol pentru umanitate. Cel mai mare pericol. Să dăm omului, creierului uman, ADN-ului, încă un minut, atât mai ținem. 30 de secunde. 30 de secunde. Să dăm omului dreptul de a visa cu ochii deschiși. Înseamnă moartea rasei umane. Omul trebuie să lupte cu animalul de pradă, trebuie să se ducă să-și adune mâncarea, trebuie să facă, să-și crească copiii. Când l-ai dus în meta, când l-ai dus în spațiul virtual, ai omorât omul. Poate că unii asta își doresc. Mulțumesc foarte mult, domnule Hartmann, pentru toate aceste decodificări și pentru tot ceea ce ne-a spus în această seară. Sunt convins că Doamne ajută, care ne-au uitat, au apreciat enorm. Și ce puțin îmi doresc să continuăm aceste dezbateri. Am și stabilit cele trei puncte ale ediției viitoare. Poate mai adăugăm câteva. Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc, Narman, pentru ținuta din această seară. Rămâneți cu Metropola TV. Ne revedem mâine seară de la ora 21.